Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru luni, 1 martie. Hai să vedem odată cu venirea primăverii ce cărți, ce energii o să iasă pentru această zi. Pe situația de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Interesant! Pe partea de dragoste avem pajul de bâte, care în acest set de tarot se numește visătorul bâtelor sau visul bâtelor. O energie foarte frumoasă pe partea de dragoste, foarte multă pasiune, știți exact ceea ce vă doriți și astăzi nu este ziua în care să ezitați, astăzi este ziua în care să mergeți, să vă urmați visele, să vă urmați chemarea inimii, să transformați în realitate acea imagine asupra situației voastre de dragoste pe care o aveți deja în mintea voastră. Pajul de bâte pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată e momentul ideal să readuceți pasiune și conexiune între cei doi parteneri. Nu ezitați să fiți voi cei care faceți primul pas pentru că rezultatul o să fie foarte frumos. Domnilor, mare atenție astăzi, nu uitați de mărțișor, nu uitați să luați o mică atenție, un mic cadou pentru doamna sau domnișoara care e importantă pentru voi, fiindcă aceste lucruri mici, mărunte, simbolice, contează foarte mult și astăzi o să vă câștige aici foarte multe puncte din partea persoanei de care sunteți interesați. Pentru cei singuri, acest paș de bâte vă îndeamnă să fiți mai sociabili, mai extrovertiți, să nu vă mai protejați inima cu atâta ferocitate, pentru că dacă o țineți acolo închisă într-o colivie, nu o să aibă nici când ocazia, oportunitatea să simtă ceva, să creeze o conexiune cu o altă persoană. Pajul de bâte vă îndeamnă pe toți să fiți deschiși, romantici, să vă puneți în situații noi, să încercați lucruri noi, să ieșiți din rutina zilnică. Și atunci când aveți curajul să încercați lucruri noi, să mergeți în locuri noi, să vă întâlniți cu oameni noi, universul o să vă răsplătească, pentru că aici cu pajul de bâte răsplata o primesc cei care sunt curajoși. Nu cei care sunt fricoși, nu cei care se închid în casă, nu cei care sunt prea protectori cu inima lor și cu timpul lor. Profitați de venirea primăverii, profitați de aceste mici ritualuri, simboluri care sunt în tradiția românească la începutul lunii martie, pentru că toate acestea vă ajută, vă susțin în tot ce vreți să obțineți în direcția aceasta de dragoste, sentimente, de relații. Pe partea de sănătate avem Regina de Bâte, Doamna Bâtelor, o altă carte de foc. Foarte multă energie focoasă aici pe începutul lunii martie. Pentru aceia dintre voi care aveți copii, mai ales copii mici, sub 10 ani, astăzi o să aibă nevoie foarte mult de atenție și de grijă din partea mamelor. O să fie mai mămoși, mai lipiți de voi, mai afectuoși, dar și cu mai multe nevoi. E doar o energie trecătoare, nu vă panicați dacă copilului vostru nu-i stă în fire să fie atât de afectiv și atât de emoțional și atât de legat de fusta mamei, nu vă panicați, e doar o energie de moment și este foarte important pentru toată lumea să vă conectați astăzi cu această energie maternă din voi și să oferiți susținere celor care au nevoie sau celor care vin să vă ceară această afecțiune, această susținere. În orice fel ar veni cererea lor sau nevoia lor, indiferent cum se manifestă, că au nevoie să vorbească cu voi, că au nevoie să-i asculte cineva, să le dea cineva un sfat bun, o vorbă bună, să ia în brațe, să le facă un ceai, să le dea o supă caldă, o mâncare gătită în casă, indiferent cum se manifestă această nevoie de ajutor din partea voastră, este foarte important astăzi să vă conectați cu această parte a existenței voastre, fie că sunteți femei sau bărbați, cu toții vă puteți conecta cu partea voastră feminină, intuitivă, interioară și să oferiți suport, susținere și ajutor celor dragi vouă. Regina de Bâte este totuși o carte din suita de foc, prin urmare aveți grijă astăzi la posibile stări febrile, nu o să fie ceva foarte serios, dar dacă nu aveți grijă, dacă nu sunteți precauți, s-ar putea spre seară să faceți puțină temperatură. Aveți grijă în casă la posibile accidente casnice. E foarte important astăzi să fiți
calmi, echilibrați, să nu vă grăbiți, pentru că atunci când vă grăbiți, puteți să suferiți mici accidente. Vă tăiați cu cuțitul la deget, vă ardeți pentru că puneți mâna pe oala încinsă, vă loviți piciorul în mobilă. Lucruri din acestea mici, mărunte, dar care nu sunt absolut deloc plăcute și care pot fi evitate foarte ușor dacă reușiți să înglobați energia acestei regine de bâte și să vă centrați în ființa voastră, în calmul vostru, în intuiția voastră. Pentru aceia dintre voi care au astăzi programată o vizită la un medic sau care trebuie să vă faceți anumite analize astăzi, o să dați aici de o regină de bâte, o femeie care este expertă în domeniul său de activitate și care o să reușească să găsească atât intuitiv cât și intelectual sursa problemei voastre și tratamentul perfect pentru voi. Per total, e o energie frumoasă pe etalarea de sănătate, doar aveți grijă, nu vă grăbiți, fiți precauți și atunci când simțiți că vă enervați sau că echilibrul vostru emoțional este dat peste cap, faceți câteva exerciții de respirație, inspirați adânc timp de 7 secunde, țineți respirația 7 secunde și pe urmă, pe ultimele 7 secunde, expirați. Acest exercițiu simplu, repetat de câteva ori, o să vă ajute să vă calmați, să vă regăsiți echilibru și să treceți mai departe peste orice situație. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici împărăteasa, cea care duce după ea toate visele umanității. O energie foarte frumoasă pentru cei care lucrează în domeniul artistic sau în ceva domenii conexe, artei, filmului, cinematografiei, teatrului, literaturii, arhitecturii, designului și a artei de orice fel. Toate aceste persoane vor fi mai creative, vor avea o imaginație foarte bogată și vor putea să-și ducă la bun sfârșit proiectele. De asemenea, e o zi foarte bună pentru toți cei care lucrează în domenii legate de protecția mediului, natură, agricultură și toate aceste domenii pe care vi le-am enumerat mai devreme sunt foarte bune pentru a investi astăzi. Dacă vreți să faceți o investiție, fie într-o operă de artă, într-o casă, într-o locuință, într-un teren, într-un teren agricol, într-o companie care se ocupă de agricultură sau creșterea animalelor, toate aceste lucruri sunt foarte bine aspectate astăzi. Pentru toată lumea, împărăteasa semnifică o perioadă foarte fertilă, cu foarte multe idei, cu foarte multe oportunități și ocazii. O perioadă în care puteți să alegeți din mai multe oferte cea care se potrivește cel mai bine pentru nevoile voastre. O perioadă în care sunteți căutați, în care toată lumea vrea să lucreze cu voi, să colaboreze cu voi. Și aici e foarte important să vă impuneți limitele, barierele și să nu vă băgați în prea multe proiecte deodată. Timpul vostru este valoros și e important să luați lecția împărătesei și să vă comportați ca o împărăteasă atunci când acordați timp și atenție unui proiect sau unei persoane. Per total, o energie frumoasă pentru această zi. Și înainte să finalizăm etalarea, vreau să vă scot și un card de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, nu uitați că în perioada 1-9 martie, în tradiția românească, trebuie să ne alegem babele și în funcție de baba pe care ne-am ales-o, așa putem interpreta cum o să ne meargă în anul următor. Și pentru această tradiție foarte frumoasă, tipic românească, v-am pregătit niște etalări suplimentare care o să fie puse în ziua babei respective la prânz. Prin urmare, stați cu ochii pe canalul de YouTube pentru ziua în care v-ați ales voi baba la prânz, o să vedeți acolo etalarea, interpretarea suplimentară pentru baba respectivă. Bun, și acum hai să vedem mesajul pentru toată lumea de la cardurile de înțelepciune pentru luni 1 martie. Sunt un învingător înnăscut. Iau aminte doar la învingători, oameni care știu ce fac și care duc o viață plină de bucurie, iubire și prosperitate. Un mesaj foarte frumos pentru acest început de primăvară. Luați aminte la acest mesaj atât de pozitiv, atât de frumos. Țineți cont de el astăzi și în zilele următoare. Țineți minte că puteți să realizați orice vă doriți. S-ar putea să fie mai greu decât vă așteptați, dar aia nu înseamnă că e imposibil. Nimic nu este imposibil atunci când vă doriți cu adevărat acel lucru.
acea persoană, acel job, orice ar fi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!